Stimați prieteni, suntem la cea 45-a ediție de analiză economică, un proiect comun Indis Viitorul și Privesc EU. Toate celelalte ediții precedente le puteți urmări pe pagina mea ioniță.md. Iar astăzi vreau să discutăm despre un subiect care l-am mai discutat, nu în analiză economică, dar l-am făcut prezent public, despre salariile în plic în Republica Moldova. Cât e de mare acest fenomen, câți oameni primesc salariul în plic și, în general, dacă mai sunt cei care primesc salariul în plic sau deja totul este oficial în Republica Moldova. Aceste date pe care le vreau prezenta astăzi au fost realizate în baza unui sondaj național de companie CBS Research și, din acest motiv, voi face și o analiză comparativă. Prima dată am realizat un astfel de sondaj în 2018. IDIS Viitorul împreună cu CBS Research avem o experiență deja de câțiva ani de zile când realizăm sondaje economice, în baza cărora putem afla mai multe lucruri interesante despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Apropo, în baza datelor din sondaj, încerc să fac estimări și apoi le compar cu datele oficiale ale statisticii și ne convingem încă o dată că răspunsul cetățenilor în cadrul unor întrebări cu tentă economică sunt foarte calitative, datele obținute practic coincid cu datele oficiale și mai mult ca atât noi am observat o legitate. Dacă la întrebările politice oamenii desori au o rată de nou răspuns de 30-40%, atunci la întrebările economice de regulă rata de răspuns este 97-98-99%. Foarte rar avem cineva care nu dă un răspuns. Din acest motiv considerăm că ceea ce voi prezenta astăzi în mare măsură reflectă situația reală din Republica Moldova, însă pe lângă salariul în plic sau nu în plic, întrebările noastre ne-au permis să vedem, dar în general, câtă lume muncește în Republica Moldova și care este situația la zi în Republica Moldova. Da, haideți să începem. În baza întrebărilor care le-am formulat, noi am putut să identificăm următorul lucru. Conform sondajului nostru, 34,2% din cetățenii în Republicii Moldova spun că au o muncă stabilă unde primesc o remunerare lunară. Când spun că muncă stabilă și remunerare lunară, aici foarte important este când acest sondaj într-așa fel a fost formulat întrebarea, că omul care lucrează sporadic, practic nu a spus că primește salariul, aceea ce primește el consideră cu o anumită plată pentru serviciu sau ceva ce a făcut. Poate cândva ne vom uita și cu acești oameni care au o muncă sporadică, dar aici vorbim despre persoanele care vin organizat la muncă, lucrează toată luna și la urmă primesc salariul. Dacă ne uităm după grupa de vârstă, vom observa că cei mai mult de 60 de ani, este evident, sunt majoritatea de ei sunt pensionari, o mică număr din ei, 10,9%, spun că continuă să muncească. Aici, între cei care încă n-au ieșit în vârsta de pensie sau cei care sunt la pensie, dar oricum consideră că să muncească. Cel mai mare grup de vârstă care este angajat sunt cei de la 30 până la 44 de ani, pe locul 2 sunt cei de la 45 la 59 de ani și tinerii de la 18 până la 29 de ani, 31% din ei spun că au un loc de muncă. Ci iată, trebuie să facem o mică nuanțare. Să nu uităm că tinerii mai fac și studii. Din acest motiv, în baza datelor oficiale oferite de Biroul Național de Statistică, noi știm câți tineri avem din grupa de vârstă 18-29 de ani, noi știm câți din ei merg la o facultate sau la o școală profesională sau la o școală tehnică. Deci undeva învață. De aceea am considerat important să vă dăm următorul grafic și dacă vă uitați atent, noi avem în felul următor. Tinerii de la 18 până la 29 de ani, avem 31% din ei care lucrează, care au spus că au un loc de muncă organizat unde merg și primesc un salariu, iar 18,4% din ei învață undeva și au studiile. În rezultat, avem că 50,6% sau aproape 51%, mai mult de jumătate, sau haideți să spunem nu mai mult de jumătate, jumătate din tineri din Republica Moldova cu vârsta cuprinsă dintre 18 și 29 de ani, deci sunt oameni care trebuie să intre în câmpul muncii, sunt oameni care sunt exact în perioada când trebuie să-ți găsească un loc de muncă, jumătate din ei spun că nici nu lucrează, nici nu învață. Deci, practic, noi avem cei care trebuie să fie primii care se încadrează în câmpul muncii, de fapt jumătatea ei spune că nu au loc de muncă. Evident, pentru acești tineri există o presiune enormă de a pleca peste hotare, din acest motiv noi presupunem că fiecare a treilea tânăr spune că ar dori în următoarele luni să plece peste hotare. În grupul 2, noi, după cum țineți minte, avem 50% din persoane care au declarat că au un loc de muncă,
Cei care studiază, deci numărul persoanelor care învață, și este relativ micuț. Practic, majoritatea oamenilor învață până în vârsta de 29 de ani. Dar oricum avem 1,8%, respectiv, oameni fără nicio ocupație sunt 48,2%. Deci chiar și așa, dacă observați, cel mai vulnerabil grup totuși este cei de la 45 de ani în sus, dar aici presupunem că sunt încadrate un număr mare de femei care pur și simplu stau acasă cu copii sau la moment nu lucrează. Lucrul acesta trebuie o cercetare separată. Cert este un lucru. Tinerii din Republica Moldova, o treime din ei undeva lucrează, 18% din ei învață, iar jumătate din ei nu au nicio ocupație la ziua de astăzi și aceasta este cea mai mare provocare pentru autoritățile Republicii Moldova. Repartizat, deci după cum am spus, în baza sondajului nostru am încercat să vedem câtă lume se declară că lucrează în Republica Moldova. La ziua de astăzi, în baza sondajului nostru, noi estimăm sau noi putem afirma că 695.000 de persoane din Republica Moldova spun că undeva lucrează, au un loc de muncă și primesc un salariu. Dintre ei, cel mai mare grup este la 30 la 44 de ani, 293.000 de persoane din această grupă spun că undeva lucrează. Pe locul 2 sunt cei de la 45 la 59 de ani cu 228.000 de persoane. Pe locul 3 sunt cei de la 18 la 29 de ani cu 111.000 persoane și pe locul 4 sunt cei de la 60 de ani în plus, 64.000 de persoane mai mari de 60 de ani spun că în prezent undeva lucrează. Dar, cum am spus, ceea ce ne interesează pe noi, pe lângă faptul că omul lucrează, vrem să vedem ei cum primesc salariul. La întrebarea, spuneți-ne, vă rog, cum sunteți remunerați, cetățenii au răspuns sincer în felul următor. De ce spun sincer? Sondajele noastre economice ne permit să spunem că, să afirmăm că calitatea răspunsurilor la întrebările economice este una relativ înaltă, numai dacă nu sunt întrebări de acestea care cu social corect, deci acolo oamenii ezită să răspundă, spun că nu cunosc. La această întrebare noi am avut o rată de răspuns de aproape 100%, deci avem mai puțin de 1% din populație care n-a vrut să răspundă la această întrebare. 99% din oameni au dat clar răspunsul. 88% din cetățeni spun că tot salariul pe care îl primesc ei este oficial. Sună straniu, deci cred că foarte multă lume care ne va asculta va spune cum asta e posibil. Răspunsul este relativ simplu și am să explic. Să nu uităm că Republica Moldova, din număr total de locuri de muncă complete, 600.000, deci dacă vedeți că la noi 695.000, să nu uităm că unii nu lucrează normă de muncă complexă, dar haideți să vorbim. În Republica Moldova noi avem circa 170-180.000 de persoane care lucrează în sectorul public. Aici salariul un plic nu este. După aceasta avem persoane care lucrează în întreprinderi reglementate, unde iar salariul plic nu este. Avem persoane care lucrează în companii mari străine, unde tot salariul plic nu este. Practic, dacă ne uităm atent, dacă iei sectorul public, să nu uităm că noi avem întreprinderi de stat, unde tot nu ai salariu în plic, dacă luăm întreprinderi de stat, luăm sectorul public, luăm companiile mari, companiile internaționale, vom vedea că numărul companiilor autohtone unde sunt salariați oameni nu este atât de mare. Din numărul acesta, într-adevăr, ponderea celor cu salariu în plic e mare, dar când îi luăm toți împreună, numărul celor care au salariu în plic este relativ scăzut. 45% declară că mai mult de jumătate din salariu o primesc oficial, restul în plic. 1,2% spun că mai puțin de 50% din salariu au luat oficial, restul în plic. Și 6,3% din cetățeni spun că tot salariul pe care el obțin este un salariu în plic. După cum am spus, noi prima dată am realizat acest sondaj în anul 2018. Au trecut 4 ani de zile. Am vrut să vedem, s-a schimbat sau nu s-a schimbat tot ce înseamnă remunerarea cetățenilor. În următorul grafic observați o analiză comparativă. Și uitați-vă că, într-adevăr, avem o schimbare calitativă destul de puternică. În anul 2018, 79%, am rotundit, 79% din cetățeni spuneau că primesc tot salariul oficial. Acum numărul lor a crescut cu 10%, deci mai mult de 10%. Avem 88% din cetățeni spun că salariul lui este tot oficial. Cât privește salariul, aici am unit salariul parțial în plic
și parțial oficial, dacă observăm, cifra rămasă aceeași, 5,38-5,37%, adică numărul celor care primesc o remunerare oficială și în plic a rămas constantă. Ceea ce s-a redus, să zicem așa, foarte puternic, este numărul celor care spun că lucrează și absolut tot salariul l-au în plic, de la 15,35% la 6,33%. Prima concluzie care se întrezărește că în 4 ani de zile, presupunem și datorită faptului că s-a redus presiunea privind asigurarea socială, statul a devenit destul de sever în tot ce înseamnă salariul în plic, sunt modalități mai multe de verificare și cetățenii Republicii Moldova, cred că putem afirma, presupun că cifrele nu sunt exact așa, mai avem să nu uităm atunci când vorbim de salariu în plic, aici noi n-am inclus oamenii care lucrează sporadic și aceasta încă o dată repet. Noi vorbim despre răspunsul nostru avizat, oamenii care spun că lucrează permanent și au remunerarea în plic. Cei care lucrează sporadic, care sunt, să zicem, pe câteva zile angajați în anumite activități, numărul lor cred că poate fi stabilit, încă nu am făcut acest lucru, într-un viitor vom face și evident acești oameni toți lucrează neoficial și numărul lor cred că tot vorbim de zeci de mii de persoane, dar aceasta este un alt subiect. Noi vorbim despre oameni care merg la muncă în fiecare zi și care primesc 100% salariu în plic, dacă observați numărul lor a scăzut. Cert este că în ultimii ani de zile la noi a crescut responsabilitatea, voi folosi această noțiune, agenților economici, a crescut responsabilitatea cetățenilor, a crescut influența statului, drept rezultat, noi avem o creștere esențială, clar vizibilă, a numărul celor care spun că au salariu totalmente oficial. Am încercat să estimez cam care este volumul de remunerare care este dat în plic. Lucrul acesta este evident, nu este atât de greu de făcut, dar are erorile sale, însă putem cât de cât să calculăm. Dacă vă uitați atent, noi avem 610.000 de persoane care declară că tot salariul îl primesc oficial. El mai mult sau mai puțin corespunde cu datele oficiale. Mai avem încă 38.000 de persoane care spun că primesc salariul în plic, parțial sau mai mult. 30.000 cei care spun că mai mult de 50% oficial și 8.000 care spun că mai puțin de 50% oficial. Și avem circa 47.000 de persoane care merg zilnic la muncă și spun că absolut tot salariul primesc în plic. În total 695.000 de persoane. În acest an, noi estimăm, în 2022, noi estimăm că fondul de salarizare va fi de circa 88 de miliarde de lei. Deci așa sunt toți banii pe care agenții economici cu guvernul îi va aloca pentru plata salariilor. Din acești 88 de miliarde de lei, 84,5 sau cea mai mare parte din bani merg la cei 610.000 de oameni care spun că au întreg salariu oficial. Mai avem cei care primesc relativ o parte din salariul oficial, o parte în plic, în total 3,3 plus 0,3, în total 3,6 miliarde. Suma totală, dacă observați, este 88 de miliarde lei. Cât privește salarizarea neoficială, deci noi avem, în total, estimăm că fondul de salarizare neoficială sau salariul care este plătit regulat, lunar, de către agenții economici în Republica Moldova, însă el nu se dă oficial, dar se dă în plic, îl estimăm undeva la 8 miliarde de lei. Încă o dată atrag atenția. Aici vorbim despre persoanele care lucrează regulat, care primesc regulat salariu și nu cei care muncesc sporadic, care, după cum am spus, poate va fi subiectul nostru de investigat într-un viitor apropiat. Deci, lunar, anual sau an acest an, patronii noștri sau toți agenții economici, guvernul, toți luați împreună, vor avea un fond de salariu de 96 de miliarde de lei. Cetățenii Republicii Moldova vor primi în acest an estimativ 96 de miliarde de lei, dintre care 88 de miliarde de lei vor fi salariu oficial, iar 8 miliarde de lei va fi salariu în plic. Din cele 8 miliarde de lei, 6 miliarde de lei, sau cea mai mare parte, va fi dată persoanelor care declară că absolut întreaga lor remunerare este
este implic. Nu este foarte greu să calculăm care sunt pierderile bugetului de stat, noi avem asigurările sociale, avem asigurările medicale, un exercițiu simplu ne arată că bugetul de stat și impozit pe venit, în cer scuza acesta, un exercițiu simplu ne arată că ratările bugetului de stat sunt estimativ la 3,5 miliarde de lei, pierderile bugetului stat cauzate de salariile care îți plătesc implic. Am vrut să vedem dacă există vreo corelație dintre modul de remunerare a cetățenilor și vârsta lui. Dacă vă uitați atent, observați că persoanele de la 45 până la 59 de ani, 90% de ei declară că au salariul total oficial, deci ei sunt ceva mai sus de medie. Cel mai vulnerabil este grup cetățenii peste 60 de ani, 81% de ei spun că au salariul tot oficial, și tinerii, unde 84%, deci practic aceste două grupuri au o remunerare puțin mai proastă din punct de vedere a salariului oficial decât celelalte grupuri. Am pus-o pe partea inversă. Câți din ei declară că au tot salariul neoficial sau cât de vulnerabil sunt ei și care sunt grupurile de cetățeni care absolut întreg salariul l-au primesc în plic. Dacă observați, iarăși, cei de la 45 la 59 de ani, ăștia cred că sunt oameni calificați, ei declară doar mai puțin de 3% spun că primesc absolut tot salariul în plic. Dacă ne uităm la tineri, sunt 11,2%, practic de două ori mai mult, sau tinerii, salariul în plic este două ori mai mult, ei sunt cu mult mai vulnerabili, și oamenii în vârstă mai mult de 60 de ani, tot relativ ridicat. Însă, cea mai mare corelație sau cea mai mare diferențiere este după studii. De fapt, răspunsul și concluzia noastră este următoarea. Dacă nu ai studii, atunci posibilitatea ta de a avea o muncă sigură și remunerată oficial este foarte, foarte micuță. Uitați-vă, la întrebarea care am pus-o noi, care sunt persoanele care au declarat că au un loc de muncă stabil și independență de studii. Dacă observați, oamenii care au studii superioare, 48% din ei spun că au un loc de muncă stabil. Între cei care au studii incomplete, ponderea lor este 18,5%. Deja observați o diferență de două ori și jumătate. La cei cu studii medii și cei cu profesional tehnici, ei sunt mai mult sau mai puțin egal cu media națională. Însă n-am finalizat aici, să nu uităm că pe lângă faptul că omul are un loc de muncă stabil, pe noi ne interesează în ce măsură acest loc de muncă este oficial remunerat. Dar din acest motiv am pus o altă întrebare. Care este remunerarea ta? Care este ponderea remunerării tale oficiale? Și dacă observați, media este 88,9%. Noi aici puțin am ponderat altfel datele, dintre care cei cu studii superioare, 93,3%, spun că tot salariul primesc oficial este mai sus, iar dacă observați atent, cei cu studii medii incomplete, 65% sau doar două treimi din ei spun că au un loc de muncă stabil și cu remunerare oficială. Am unit acestea două grafice și de aici rezultă concluzia noastră. Întrebarea sună în felul următor. Câți din voi munciți și aveți un loc de muncă stabil cu salarizare oficială în independență de studii? Dacă observați, persoanele cu studii superioare, și aici am luat doar pe cei de la 18 la 59 de ani, am considerat că persoanele în vârstă să-i excludem din această categorie și am pus următoarea întrebare. Există oare dependență dintre studiile cetățeanului și un loc de muncă stabil cu remunerare oficială? Dacă observați, în Republica Moldova, persoanele în vârsta de muncă de la 18 până la 59 de ani, 40% din ei spun că au undeva un loc de muncă unde absolut tot salariul este oficial. La cei cu studii superioare, acest indicator este 57%, deci cetățeanul care are studii superioare spune că da, eu am un loc stabil, deci practic 2 din 3 persoane cu studii superioare spun că eu lucrez și absolut tot salariul îl primesc oficial. La pol opus se află persoanele fără studii sau cu studii incomplete. 15% din ei spun că are un loc stabil cu remunerare oficială.
Dacă observați diferența dintre cei cu studii superioare și cei fără studii, este de aproape 4 ori. Concluzia este în felul următor. Studiile influențează enorm asupra posibilității cetățeanului de a-și găsi un loc de muncă oficial cu remunerare oficială. Cu cât studiile sunt mai slabe, cu cât omul are pregătirea mai slabă, cu atât șansa lui de a se angaja într-un loc de muncă stabil este cu mult mai proastă. Și lucrul acesta se vede foarte clar. Din cei cu studii incomplete, doar 15% au declarat că ei au un loc de muncă stabil și cu o remunerare oficială. Asta am vrut să spunem pentru astăzi. Sper că a fost util această informație, va fi de folos inclusiv autorităților publice și Republica Moldova am putea scoate așa o concluzie, să zicem, optimistă. Am trecut de etapa capitalismului sălbatic când salariul era economia neorganizată, era foarte puternic, economia gri, să zicem așa, era mare și acum deja intrăm în etapa în care remunerarea cetățeanului este în cea mai mare parte oficial, iar prin remunerarea oficială cetățeanul nostru este protejat, inclusiv prin protecția socială sau medicală care o are. Până data viitoare, când vom discuta alte subiecte de importanță majoră pentru economie, vă mulțumesc mult!